RJSA aduce la cunoștința tuturor abonanților că în zilele de luni 28 mai și vineri 1 iunie dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură buna desfășurare a proceselor de alimentare cu apă și de preluare a apelor uzate vor lucra în program normal. Apelurile către numărul de telefon al dispeceratului 0241924 vor fi preluate non-stop. Echipele de intervenție vor acționa cu promptitudine pentru ca toate avariile sau disfuncționalitățile apărute în sistemul de alimentare cu apă să fie remediat în timp util, iar abonații societății să poată beneficia de servicii la parametri optimi. Singurul serviciu care își va modifica programul de lucru în această perioadă este cel al casierilor Raja. Astfel, abonaților interesanți să își achite facturile la apă potabilă și canalizare, SC Raja SA le face cunoscut faptul că în zilele de luni 28 mai și vineri 1 iunie, casierile Raja vor fi închise. În intervalul 29-31 mai, casierile Raja vor avea program normal de lucru, iar sâmbătă 2 iunie casieria de pe strada Recoltei 1907 numărul 5 din municipiul Constanța va funcționa în intervalul orar 9-13. Începând de luni 4 iunie, toate caseriile Raja își vor relua programul normal de lucru.